O parte dintre refugiații ucraineni găzduiți în țara noastră au găsit adăpost în familiile oamenilor și în centrele de plasament din raionul Telenești. O a doua casă pentru oamenii goniți de război a devenit și centrul de plasament din Căzănești. De la începutul războiului din Ucraina, 145 de persoane au fost găzduite de centrul din Căzănești. În primele zile erau așa pentru o zi, două, dar aici care avem acum sunt veniți din luna martie. Și până în prezent trăiesc aici, în centrul nostru. Pentru că la două familii este distrus casa și n-au unde să întoarce, pur și simplu. prima o este prima toamnă când suntem departe de cuibul nostru. Ne simțim bine, avem de toate, dar gândurile noastre sunt acasă, în Ucraina. Am vrea să revenim, dar ne este frică. Avem patru copii. Urmărim ce se întâmplă acasă. E groaznic. Ieri au fost omorâți doi vecini. În sat au rămas mamele noastre. Din aceeași localitate, Kotlarovo, regiunea Nicolaev, este și o altă familie cu mulți copii. Tatăl a lucrat terenurile pe care le deține la Baștină, dar acum... La noi bombardează-ne Contenit. Aceste pământuri sunt ale poporului ucrainean și nici de cum ale Rusiei. Ne simțim bine aici. Copiii învață online, merg uneori la școala din sat, cea mai mică frecventează grădinița, alimentarea e bună. Războiul n-a afectat spiritul creativ al copiilor. Ei au înfrumusețat pereții camerei cu desenele lor. Într-unul este reprezentată toată familia. În altă încăpere atrage atenția un copac înflorit. Aici au contribuit fiecare copilaj cu floricica sa. Copacul îi reprezintă pe toți copiii, adică ne arată cât sunt de uniți copiii din centrul nostru, mereu gata să ofere ajutor celor care au nevoie sunt Irina și Elena Otian, mama și fica cu dizabilități de auz. Au venit din Nicolaev. Am venit pentru că vrem să trăim. Aici suntem în siguranță. Am fost primiți cu inima deschisă. Ne-am împrietenit. Psihologii ne-au sfătuit să executăm desene antistres. Cred că ajută să ne calmăm. De la începutul războiului, cele trei centre din Raiunul Telenești au găzduit 310 beneficiari. Alți 1260 de refugiați au fost plasați a fost solidari foarte și, deci, să zic așa, cetățenii de rând, administrațiile publice locale. Centrele de plasament sunt finanțate de către Agenția Națională Asistență Socială, de semn și cu suportul Consiliului Raional. Avem un mare sprijin și din partea diferită organizații non-guvernamentale. În raionul Telenești, acum sunt 180 de refugiați.